5,55 Full HD și o baterie de 6050 de mAh. 6050 de mAh. Nu dau nume, dar multe smartphone-uri de 5,5-5,7 inch vin cu baterii între 2600 și 3200 de mAh. Ulefone Power vine cu un procesor MediaTek Octa-Core de 1,3 pe 64 de biți, 3 GB de RAM, 16 GB ROM și suportă carduri microSD de până la 128 de GB. Android 5.1 cu posibilitate de upgrade la Android 6, soft care vine și cu limba română. În partea de sus, stânga, pe fața telefonului se află camera de 5 megapixeli, în mijloc difuzorul și în dreapta senzorul de lumină și senzorul de proximitate, iar în partea de jos, clasicul format, stânga Options, dreapta Back și în mijloc Home. Pe spate, în partea de sus, camera de 13 megapixeli cu dual flash, avem și ceva poze făcute cu telefonul și un scurt video. Camera filmează Full HD la maxim 60 de frame-uri pe secundă. Sub cameră se află scannerul pentru amprentă, iar în partea de jos speakerul. Pe marginea metalică jos se află portul micro USB și microfonul. În partea dreaptă butoanele de volum, butonul de pornire și butonul record, care funcționează ca shortcut pentru cameră. În partea de sus, portul jack de 3,5 mm și portul infraroșu. În stânga, sertarul pentru cele două cartele și microSD. Ulefone Power vine cu Gorilla Glass 3, suportă 4G, Bluetooth 4.0 și Quick Charge, bateria putând fi complet încărcată în aproximativ 3 ore. Acesta ar fi un scurt rezumat al specificațiilor telefonului. Telefonul vine cu cablu USB, o pereche de căști in-ear cu microfon, adaptorul din micro USB tată în USB mamă, care poate fi foarte util pentru transferul de fișiere fără a fi nevoie de conectarea telefonului la un calculator, și încărcătorul de priză cu ieșire USB. Pachetul mai conține o husă de silicon, cheița pentru cartele, o folie de protecție de rezervă, aș spune, pentru că telefonul vine cu o folie de protecție lipită pe ecran, și manualul de utilizare în limba engleză. Aceasta a fost o scurtă prezentare a phabletului Ulefone Power, care evident se clasează cu ușurință în gama premium, atât prin design cât și prin specificații. Dacă aveți sugestii, nu ezitați să lăsați un comentariu, iar pentru mai multe informații despre Ulefone Power sau alte smartphone-uri dual SIM, preț, disponibilitate și accesorii, website-ul nostru se află la un click distanță, unde aveți la dispoziție și un chat pe care vă va răspunde unul dintre operatorii noștri în cel mai scurt timp. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc navigare plăcută în continuare.